CSC Dumbrăvița a reușit o victorie facilă împotriva celor de la CS Național Sebiș, într-un meci contând pentru etapa 8-a din Liga 3-a, seria 4-a. Trupa antrenată de profesorul Sorin Bălu a dominat clar în prima repriză, iar pentru acest lucru a fost esențial primul gol, marcat în minutul 13 de capitanul Laurențiu Telescu. După mai multe ocazii ratate de a mări scorul, Andrei Făgărușanu a reușit golul de 2-0 în minutul 37, când atacantul sosit de la Cugir a fructificat acțiunea lui Octavian Drăghici. Doar două minute mai târziu, Drăghici a pasat din nou excelent, iar de data asta Răzvan Morariu s-a aflat la finalizare. Mijlocașul a reușit un gol spectaculos din afara careului. După 3-0 la pauză, Dumbrăvița a redus motoarele în al doilea mitan, astfel și ocaziile de gol au lipsit. Totuși, la finalul partidei, oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri, iar rezerva Florin Chitaș a transformat penaltiul cu sânge rece. Scor final, CSC Dumbrăvița, CS Național Sebiș, 3-1. Dacă mă întreba cineva după seria proastă din primele 4 meci, de fapt proastă, fără victorie. Așa că joc, este un meci cu Devan. Am alternat și am avut și evoluții bune și evoluții mai puțin bune. Foarte puțin pentru pretențiile și pentru stadiul la care am obișnuit noi, lumea care vine la meciuri cu jocul nostru. Dar spun eu că am făcut astăzi o primă repriză foarte bună. Primă repriză în care am dominat categoric adversarul. Pe lângă trei goluri am mai ratat două, trei ocazii monumentale. Chiar vorbeam cu Dănuț Șoncherei, chiar antrenorul lor, un antrenor foarte corect și bun din punctul meu de vedere și chiar îmi spunea și el. Pauza trebuie să fie 5-6-0. Așa este. Repriza a doua, specific românesc, ne-am văzut cu saci în căruță. Exact despre acest lucru am vorbit cu băieții mei la pauză și le-am prevăzut că este 3-0 și ar trebui să fim relaxați, să pasăm, să avem răbdare, să ne distrăm până la urmă pe teren. Am intrat în jocul adversarului, am permis adversarului să-și creeze una, două situații și a ieșit din punctul meu de vedere un joc nu la fel, de fapt nu la fel, un joc mai puțin estetic cu ce s-a întâmplat în prima repriză. O repriză foarte bună din punctul meu de vedere a celor de la Dumbrăvița, plus colaborată cu un joc foarte slab al nostru, eu l-am pus și îl pun în continuare pe teama fricii. Având o echipă foarte tânără, fără experiență, din punctul meu de vedere s-a speriat de numele adversarilor din teren, jucători cu experiență foarte buni. Și de aici rezultatul la pauză, care putea din punctul meu de vedere să fie și mai drastic, având în vedere cum s-a desfășurat prima repriză. În repriza a doua, normal, am spus că nu avem absolut nimic de pierdut la acest scor și cel puțin să ieșim cu fruntea sus din acest meci și să schimbăm imaginea total defavorabilă pe care ne-am creat-o în prima repriză. Ce părere aveți despre adversar, despre Dumbrăvița? Ar merita un loc mai în fruntea clasamentului? Din toate echipele cu care am jucat, din punctul meu de vedere, mi s-a părut Dumbrăvița echipa cu cel mai frumos joc practicat.